De. Și atunci... Acum, ca să fie și mai clar pentru toată lumea. Păi, din raportul mă de supra mâna egal cu 1 pe 3. Deci mă de supra mâna egal cu 1 pe 3. Eu vreau pe mă de în funcție de A. De aceea am să aduc pe mă de numărătorii la viitor. Și de aici rezultă că mă de Supra 1 plus 1 a. Așa încât continuă sus, în loc de mă de zic 1 pe 4. A de pe 4, mai bine, mai bine. A de pe 4. A de supra 4. Ori D, nu pe 3. În loc de D, N, cât să zic? D, N. Acum a fost în funcție de A, B, da. De N, în funcție de A, B, cum avem noi aici, sau D, C. Sau DG, da? A, și DG, ce gai? Sigur. Cât reprezintă DN din toată DG? DN mai egal din toată DG. Reprezintă 2 pe 3. 2 pe 3. 2 pe 3. Nu-s 2, sunt și văd de desen. Da. Deci 2 treim din DC. Așadar, voi spune, de unde m-aș duce? Tot aici lucrez, aceeași manevră, adun numărători la numitori sau invers, depinde cum mă interesează, de unde mă interesează să existe, să rămâne. Și atunci adun numitori la numărători. Și o să am că DN este egal cu 2 pe 3 din AB. Adică 2 AB. Totul pe 3 și supra 2. Și supra AB ori AD. Care mă înseamnă, în final, 4 cu 2 simplificăm și rămânem 2. Și face AD ori AB supra 6 și supra 2. Cât vine? AB ori AD. 2 ori 3 fac 6 și supra 2 face? 6 pe 2, 3. 6. Tot trebuie să fie aici. Bun de grijă. Hai așa, hai să vedem cum ar veni ani. Deci A, D. Ori A, D. Supra 6. Supra 2 și 6. Tot supra 2. Egal cu cine? Păi AD ori AB supra 6 ori 2. Păi asta ce mulțe? Asta mulțit cu a doua. E 12. Păi altceva. Deci vine AD ori AB supra 6 ori 1 pe 2 supra 12. Aici rapid am greșit. Da? Deci, e zis supra 3, că significă 2 cu 6. Observăm că asta e linia importantă și atunci mulțim prima cu a doua inversată și face A de ori AB pe 12. Deci pe 12 și totul supra AB ori AB. Care înseamnă? AB ori AD pe 12 ori 1 pe AB ori AD. Adică, va, adică, face 1 pe 12. Deci, a 2, 12 parte din dreptunghi repetă triunghiul respectiv. Punctul B. Dacă area dreptunghiului ABCD a fost 72,72, a fost, că nu știm dimensiuni. Area este 72 cm² 2 ABCD. A, B.
de egal 72 cm pătrați. Calculați lungimea diagonală e AC. Atunci AC egal cu cine, da? Când mergem în triunghiul A, B, C, da. Și o să avem că AC pătrat egal cu AB pătrat plus BC pătrat. Deci AC pătrat. Sau AC simplu egal cu radical din AB pătrat plus CB pătrat. AB pătrat plus CB pătrat. CB pătrat. Și știm că area lui AB de AB ori CB. Deci AB ori? CB. Ori BC. Deci area triunghiului. Nu area pe AB CD egal cu AB ori? Ori BC. Ori BC. Îmi cere să aflăm AC-ul. Uh-huh. Are ceva de... Ai o idee? Uh-huh. Zi-mă, te rog. Păi de ce l-am dat 2x? Deci de ce AD2x sau AD2x? Deci dacă am notat pe AD2x. Deci notăm. De ce să mai notăm? Cu un dedul mai bine. Da, nu știu, am dat 2x. A? A de calculul mic, iar A, B, care e cât mare, e calculul 2 ori mic. Da. Nu? Și avem cu 2 ori mic, ori mic egal cu 3, 6. Deci, din mare, A, B se locuiește cu 2 ori mic, de ce este el mic? Deci, egal cu 2 ori mic, ori ori mic, și face 2 ori mic mătat. Și egală cu, știi bine, 2 ori mic pătrat egal cu unitatea de autor. În fața undeva, așa. Așa, 72. 72 centimetri pătrați. Și atunci el pătrat, va fi egal cu 72, așa, 36. De unde e el? Va fi egal cu 6. Da? Deci AB. Avem că AB e de 2 ori lărnic egal cu 13, iar C de D egal cu lărnic egal cu 6. Atunci putem continua ca C simplu egal cu radical din AB 12 la pătrat plus 6 la pătrat. Face 144 plus 36 și cât îmi dă? 180. Radical din 180. Care mai ce cât? 6. 6? Radical din 5. Deci egal cu 6. Radical din 5, pentru că 36 ori 5 fac 180. Și am aflat pe AC. Și ce? Asta. Ce mic. Dacă lungimea dreptunghiului a fost 12 cm. Dacă lungimea... dreptunghiului a fost 12 cm. S-a luat segmentul figurii rămase în înlăturarea colțului tăiat. Dacă e mare, egal cu 12 cm. Dar ne-am aflat, tocmai ce am aflat. Așa, e neajunut. Da, așa, acum ne-așunut. Calculați perimetrul figurii rămase după înlăturarea colțului tăiat. Perimetrul lui A, B, C, N, M... În fel, trebuie colțul? Nu știu ce-o fi. E pe anumite figurile. Se referă după AC sau după mână? N-am niciodată după AC. După ce-i îndepărtat colțul. După ce-i mână. Deci, înseamnă așa A, B, C, N, M. Perimetrul de A, B, C, N, M. Egal cu cine? Cine vezi? Maria. Avem că îi 3 cu 4 din A, D. A, M este 3 pătrimi din A, D. Da. Deci egal cu 3 pătrimi
La mână în pătrat egal cu D în pătrat plus D în pătrat. D în pătrat egal cu 1 pe 4. Deci mână egal cu pătrat egal cu D în pătrat, care e 2 pe 3 ori D când. Și cât de cât, cât este? De cât, cât a avut. Deci e 12. Și 2 treimi din 12. 8. 8, da? Deci vine 8 la pătrat. Plus? 1 pe 4 din a 2. Din 4, da? De care era de 6, parcă am zis. Da. Noi. O pătrime din 6, adică 6 de 4. Simplificăm și facem. 3 pe 2. 3 pe 2 la pătrat. 3 pe 2 la pătrat, da. Și egal cu radical din 64 plus 9 pe 4. 4. Și egal Maria cu radical din 256 plus 9 pe 4. Deci, am ajuns la cea din... Da, 4, 4, 16, deci 4, 6, 24, 25, 256, nu? Plus 9, totul pe 4. Care este egal mai departe cu radical din... Radical din 265. 265 pe 4. Și egal cu... Nu știu, la care tot... 4, 2. Aici 4, 4, adică am de 265. Pe 2. Totuși, 2. Nu știu dacă 265 mai descompune acolo și mai este ceva, nu cred că mai este. Deci... Plus radical din 265 pe 2. 265 pe 2. Plus... Plus NC care e 1 pe 3. NC... 1 pe 3 din DC, mai. 1 pe 3 din? De că. De că. O treime din de că. 4, bănu. 12 pe 3, 4. Da. Treime din de că, adică plus 4, mai zis, da? Plus? Plus bâcă care e 6. 6, da. Și plus 12. Plus 12. 3 pe 4 din a de. Trebuie să facem 3 pe 4 din 6, nu așa? Din A, de... Cât face 3 pe 3 din 6? Și la să facă, întrebă ceva de profesorare, e timpul lui. Păi 3 pe 4 din A, păi adică cum că e 6, 6 ori 3, 18 pe 4, facem 9 pe... 9 pe 2. 9 pe 2. Deci vine 9 pe 2 plus 4 și cu 6, 10 și cu 12. 24. 6 cu 4, 10 cu 12. Nu, 22. 22. 22 plus radical din 265 pe 2. Numitorul comun este 2 și așa că voi spune egal mai departe. 9. 9 plus 4 și 4. Radical din 265. Radical din 265, totul pe 2. Adică face... 53. 53. Plus... Radical din 265, 265 pe 2. Și iată, am găsit răspunsul la problema aceasta. Am aflat punctele A, da, B și C, toate trebuie. Și da, așa urât, probabil ca să fie misterii, știți? Da, uneori în fața unei astfel de situații... Tu ești mai ești în casă de, că greșit. Da, și de două și o dată faci calcul. Da, dar așa. Mai ceva timp. Exact. Deci există... Special, poate să fie da, și special. Există tentația asta, să păi nu se poate. Așa nu de frumos, nu de frumos. Nu. Și... Da, dar sfatul meu este că numai dacă îți rămâne timp, refaci. Da. Dar dacă ești atent de calcul, ești sigur, adică trebuie să fim atenți că dacă vorbim de acolo, 24
Și o mică greșeală și ai scris, te ieși de complet. M-am mai spus de... Din păcate, la testul ăsta, nu mă văd cu rost foarte bun, pentru că poți să fii într-o situație delicată, o stare fizică, să zici, mai dificil, așa se întâmplă la toate examenele, din pretristețea noastră. Eu m-am gândit odată la chestia copilărului, chestia asta, fiindcă depinde viitorul tău de momentul acela, atenție, depinde de momentul acela, nu-i prea treaba lăzarul, mai bine s-ar gândi o media ultimilor 4 ani, în care, dacă notarea ar fi unitară, cum fiecare notează, cum îl duci pe capul, problema e rămâne complicată. Da. Problema 2 de la subiectul 3. Problema 2. O piesă de joc are formă unui cont circular trec. În ipoteza, un cont circular trec. Deci, ipoteză, cont circular trec. Cu înălțimea, 12 cm. Cu area? Înălțime. Înălțime, H. 12 cm. Și diametrul bazei, 12 cm. Adică raza mare, raza e cor, raza egal cu 6 cm. Piesa se taie de-a lungul unui plan, paralel cu baza, iar trunchiul de cont format... Ce face mai trific? Da. Are secțiunea axială în trapez isoscel. Păi atunci se taie, nu? Cu plantare, cu baza. Piesa se taie de-a lungul unui plan paralel cu baza. Păi când tai paralel cu baza... Iar trunchiul de cont format are secțiunea axială în trapezii. Ah, trunchiul are secțiunea axială. Da. În trapezii social, cu diagonalele perpendiculare. Bun. Da, știm... facem. Deci o să desenăm un corn. Și iată-l așa. Cornul. Deci V. Secțiunea axială, în trapezul ăsta AB, A', B'. Deci avem trapezul isoscel. Diagonala este perpendiculară. Da. Deci trapezul ăsta isoscel, în care dacă duc diagonalele, ele sunt perpendiculare. Să-l notăm. AB. Deci este A, B, A, B, B, B. Avem AB 12, să punem revici cu mașină. Așa, deci H e 12. AB e 12, deci vedeți cu diametru. Toată înălțimea BO e 12, nu? Da, dar și diametru. Diametru... AB. A zis că raza e de 6. Diametru bazei. Așa e de 12 și atunci raza este de 6, ales da, mai da, da. Și înseamnă că avei 12, nu? A, B, 12. Nu, B, 12. Așa. Bine. Amin. Arătați, calculați raza, Iermic. Iermic, prima chestiune. Iermic, egal cu ce? B. Calculați volumul trunchiului de coadă. Volumul trunchiului.
Sau averea aprilie. Sau volumul lui A de aprim de pe. Și ce? Arătați că măsura unghiului sectorului de cer. Deci măsura unghiului sectorului de cer obținut prin desfășurarea suprafeței laterale a conului inițial este mai mică de 161 de grade. Deci măsura unghiului sectorului de cer obținut prin desfășurarea suprafeței laterale a conului inițial este mai mică de 161 de grade. Aici, la punctul ce trebuie să imaginez că aria am practic cercul acesta și eu am doar sectorul ăsta de cerc. Nu? Și o, aici ar fi vârful. Nu așa? Vârful și... Păi, de brață cine este? V-A. V-A. Și... Și vreau unghiul V? Unghiul din V, ăsta. Da, pe ce am făcut ce cerc? Și nu l-am făcut așa? Dacă vreți să-l desfășurăm. Zice să-l desfășurăm. Zice așa, arătați că măsura unghiului sectorului de cerc obținut prin desfășurarea suprafeței laterale. Deci l-am de acolo, nu? El arată așa în desfășurare. Gândiți-vă la un coi. A, B, A, B. Așa, și trebuia să facem și cerc? Sau? Păi, sectorul ăsta dintr-un cerc. O să ne cer măsura din V. Și o să rămâne să se cer. E egal cu val cu văzut. Cum? E cu, egal cu val cu văzut. Adică cu val. Da, da. Sau... Sau din... Ce este acum asta? Ce vedeți voi asta de-a pus eu mâna? Sectorul. Este area sectorului. Dar, de fapt, ce este în final? Este area laterală, nu mai acolo. N-ați desfășurat? V-ați desfășurat? Deci aici, ce vedeți așa... Sau deci are laterală, acolo. Sau că este așa din sinusul Bubo. În, acolo ne ducem, da? Deci o să vedem așa. Practic, ni se cere unghiul de aici, nu? Sau sinusul unghiului, ce așa? Ni se cere să arătăm că măsura unghiului este mai mică de 161 de grade. A, așa. Deci, măsura unghiului... V-A. Este mai mică de 161 de grade. 161 de grade. Hai să vedem. Bun. Hai să neapcăm să găsim pierd mic. Mergem în trapezul dreptunghic O prim B prim B. O prim B prim B. Adică aici are la acum amintul ce? Asta ar fi O prim O. Și aici, coborând așa, notăm aici cu M, să zic. Și... Nu oprim, o știm? Nu eu știi că o oprim. Ia, mai e așa. A cui? A. Atenție! Așa, nu bun. Atenție! Ia uitați unde puteți. Dăm un pun circular drept cu înălțimea de 12. Atenție! Deci unde mă duc? Are cineva o idee? Între unghiul V, A, O. V, A, O. Avem V-O-B tot aia. Sau V-A-O sau V-O-B? Este subiectivă. Avem V-O înălțimea, O râd și la V-O înălțimea, avem V-O-B raza. A-O. A-O sau V-O-B tot aia. Și că aia generatoare, așa aflăm pe generatoare. Așa avem V-A sau V-B generatoare, da? Apoi ne ducem într-unghiul V,
oprim asemenea cu triunghiul V a o puterea aflată a asemănării și o aflăm pe ea cu o deci, să ne ducem să aflăm pe cine mai fi, că e? Mai fi pe generatorii. Generatorii. Deci, în triunghiul, pentru punctul A, în triunghiul V, O, B, V, O, B, V, E, perpendicular pe O, B. V, M. Hai, unde ești? Păi, am aici. Aici suntem. Triunghiul V, O, B. Așa. Avem V, O egal cu 12. Acolo. V, O egal cu 12. O, B egal cu 12. Și atunci? Deci avem arbitragora. V, V va fi egal cu radical din... Radical din 9 pătrat 36. Plus 144. 36 plus 144 și face... Radical din 9. Adică, parcă la fundul mai 6 radical din 5. 6 radical din 5. Asta este generatoarea VB sau VA, care va veni rază în copia atunci. Pușe situația aceea. Deci asta am fost o notă de acum, cu 6 radical din 5. Da, și mai departe? După ce am luat VA, ducem triunghiul V a primul opriu, care e asemenea cu V la O. Da. Hai să mergem tot acolo cu OB, mă. Dar ce aș fi chestia? Nu te înțeleg. Vă oprim pe prima asemenea cu V, O, B. Eu ține așa. Merge așa cum spui tu. Bun. Triunghiul, deci V, A, prim, O, prim, cu V, A, O, sunt asemenea. Da. Avem, știm cât e O, prim. O, prim, o știm? Nu. O, așa. Cu? Păi știm cât e, clar, știm cât e V, O, știm cât e A, O, știm cât e V, A. Facem teorema fundamentală a simonării. Deci, din triunghiul, în clipa în care vrei să faci așa și n-ai nimic la triunghiul mic, îți faci. Da. Reasă trebuie să o aflăm de aici. Deci, acordul de asemănare pe care îl scriem, câte vreme din proporționalitate nu avem nimic la triunghiul V, o prim de prim, n-ai nimic, cum mă descurc? Păi R-ul ăla mic de acolo este R mare, 6 minus R mare. Da. Păi da, și notăm cu R mare, adică... Deci, cine este? R mic ăla, primul. Ăsta? Da. Asta. Este egal cu OB. OB. OB minus... 6. Bucățica aia, minus... Minus asta de aici, nu? Mhm. Și pe asta? Nu. Așa, în triunghiul A cu B putem să-l aflăm pe AP. AP,
Te safă pe AB? Ca și valoare, da. Cum? Că știm pe AB, trunghi drept, trunghi, la fel pe AB. Ai dreptate pe luna. Deci triunghiul AB este un triunghi drept, trunghi chisos cel. Fiindcă AB este cât PB. Nu? Pe o prima aici putem dovedi asta că e triunghi drept, trunghi chisos cel. Și atunci, cum AB o știm, că e 12, am putea să aflăm pe AB. Apoi, vedeți că am aflat pe AB, punem cu un triunghiu A prim pe A, care e și el dreptunghi. A prim pe A. Îl știm pe A prim. A, A prim. Nu știm, știm pe B. Nu știm pe A prim. Pe ce știm pe B? A. V, A toată, da. Dar nu știm... Într-un eu A, A prim pe V prim, I s-o cer. Deci dacă l-am aflat pe A prim B, ar fi ca tot pe A. Pe A prim B putem să-l aflăm pe undeva. A prim B? Da. Cine este gara în trapez? O oară, o oală mare, o oală mică, nu am ținut de gara. Mai are și ceva de gara de diagonale? Nu cred, nu. Haideți să ne uităm, haideți să ne stăm un pic pe aia, că aici este. Cine este galarea unui trapez? Baza mare, baza mică, ori înălțimea? La 2. Când diagonale sunt perpendiculare, cum e cazul la noi, are egal produsul diagonalelor. Semen produsul diagonalelor. Adică e diagonala asta, ori diagonala asta, pe 2. Cum? Cum ne putem da seama? Hai să zicem așa. Area triunghiului, area trapeziului, putem gândi așa. A prima B, area triunghiului A prima B, plus area triunghiului A prim, B prim B. Și cu cine ar fi egal area triunghiului A, A prim B? Cu baza A prim B. Ori înălțimea A, B. Pe 2. Și plus area celuilalt triunghi, care înseamnă A prim B aceeași. Ori pe B prim supra 2. Dăm pe A prim B în factor și apare exact A prim A B prim ori A prim B pe 2. Hai să ne convingem de asta. Deci este un rezultat pe care nu îl aveți pe tipul ca de mână și fără să folosim acest rezultat, nu îl mergem. Deci o să zicem, area lui A, B, C, D. A, B, A prim. A, B, B prim. A, B, B prim. A prim. Este egal cu... A, B. Sau cu A, C, ori... A, B, hai să scriem așa, ca să înțelegeți. Egal cu area lui triunghiului A, A prim, B. Area triunghiului A, A prim, B. A, A prim, B. Plus area triunghiului A prim B prim B. Plus area triunghiului A prim B prim B. Și ca mai departe cu... Când vedem triunghiul stând pe A prim B prim. Deci egal cu A prim B prim. Ori înălțimea, adică ori A pe supra 2. Plus celălalt triunghi tot pe A prim B. B prim B, ori A prim B. Așa, deci
Aici ești A prim pe prim? Nu, A prim B. Așa, A prim B, ori B prim B. B prim B, pe 2. Și egal pe ce parte? A prim B pe 2. Da. A prim B pe 2, pe lângă. A plus B pe prim. Așa, A B plus B pe prim. Adică A pe prim. Și egal mai departe. A prin B ori A prin B ori A pe prim supra 2. A pe prim supra 2. 2. Dar A prin B, A prin B cu A prin... Iar mama nu te mai obiecte, e ca lucrarea omului când sunt... Când sunt... Când sunt diagonale perpendiculare. Așa, așa. Deci egal cu... Cine spune acum? Egal cu... Ele sunt egale, da? Și egal cu A prin B, la pătrat, pe 2. Deci este A prin B, la pătrat, supra 2. Așadar, am zis odată în felul ăsta, da? A prin B, la pătrat, pe 2. Iar, pe de altă parte, aria lui A, B, C, D, a fi egal cu... A prim, egal cu... Cu baza mică, adică de două... Baza mare plus baza mică B ori AB plus A prim B prim. Să scriem de două ori mic. Deci face AB plus A prim B prim ori înălțimea... Ori B prim sau O prim, cum vreți acolo. Oprim supra 2. A, B, cât e 2 mare? Deci 2 mare, adică dar... Adică 12. 12. Plus 2 mic, care nu știm. 2 mic. Ori o oprim, care nu știm. O oprim, da. Supra? Supra 2. A prin B, nu știm. Să de A prim? De ce nu știm? A prim, B prim, nu știm, da? Dar pe AO am aflat-o. AP am aflat-o mai devreme. Da. AP, hai să zicem AP, este egal cu radical minus 12 la pătrat minus AP la pătrat. La bine să te ajungă A prin B supra 2, tu la pătrat, profesor, la supra-ta. Deci A prim, egal mai departe, astea la două pătrat. Deci de aici rezultă că 12 plus 2 e mic, ori O prim pe 2, fără A în 2, 2, egal cu A prim B, la pătrat. De ce A prim B la pătrat? Păi, n-am egalat aria. Aria, două sunt congruente, așa. Ariile sunt egale și atunci am egalat aici. Și am aflat și asta de relația A prim. Și totul cunoaștem că O prim și A prim B. Nu cunoaștem că O prim și B. Fructificăm că... AB ăsta, bucata asta, trângăra. A pătrat cu asta la pătrat, fac 12 la pătrat, nu? Da, să fructificăm că pe O e median în trunchiul la dreptunghi. Pe O e mediană și de jumătate din... Ipotenuză. Exact, și ipotenuză. Asta, triunghiul ăsta este de frânghichisos ceară. Da. Și asta ne face și spune că e tot 45. Și asta, O... O vedea atunci între frânghiul. Dar ei nu știu, știam că e înălțimea. 6. Și asta e 6. Și asta e 6. Și avem pe O. Pe O? Pe O avem 6. Așa. Și aia e tot mediană. Și asta e tot mediană, dar să zicem că... Jumătate de... Deși raza mică asta e. Da, raza iar mic. Și așa că O prim va fi 6 plus iar mic. Exact, să fructificăm asta. O prim. Deci O prim, putem spune, O prim, egal cu 6 plus iar mic. Așa. Și B-ul o știți. Toată pe O. B. V-ul o știți. V-ul o știți. Și în clipa în care știm pe V-ul toate, mă pot
duc la raportul de asemănare. Da? Că noi eram aici în panică. Din ce motiv eram în panică? Când am venit la triunghiul de sus. Da, și acum. Și acum zicem triunghiul V-O-B. Triunghiul V-O-B. Este asemenea cu triunghiul V-O-B. V-O-B. Și voi putea scrie că V oprit supra V O egal cu O prim B prim, O prim B prim supra O B. Și echivalent, nu mai asta la asta. V O prim, nu știu, nu? V O supra V O, o știu cât este. V O 12. O prim B prim este iernic. Supra O B 6. V O prim asta este tocmai V O minus O prim. Deci V O prim egal cu V O minus O prim. Și egal cu 12 minus O prim pe care E mic plus 6 minus 6 și egal cu 6 minus E mic. Da? Deci am aflat-o pe V oprim. Și acum oprim acolo. Exact. Și bine echivalent. Poate scrie V oprim, adică 6 minus E mic supra 12 egal cu E mic supra 6. Împărțim pentru 6 și echivalent va spune că 6 minus E mic supra 2 egal cu E mic. Adică 2 E mic. 6 minus R, adică 3 R egal cu 6, R egal cu 2. Haideți să mai vedem o dată. Este fructificată pe perpendicularitatea? Acum da, până am văzut că ea e median. Sigur că da. Așa? Într-un triunghi dreptunghic, ăsta, oricum mediana pe jumătate, ori mergem și observăm așa. Triunghiul ăsta e dreptunghic isoscel. Dacă e dreptunghic isoscel, înseamnă că 45-45 și aici iarăși apare triunghiul dreptunghic isoscel și asta înseamnă 6-6. Aici la fel el și el. Și atunci toată o oprim, că asta era toată povestea. Îmi trebuia o oprim pentru a putea scrie raportul de asemănare. Fără ideea asta, nu puteam, pentru că triunghiul V oprim B prim are toate elementele necunoscute. Și atunci nu se leagă când faci raportul de proporționalitate. Ei, apariția lui O prim ca valoare R mare plus R mic, ca asta s-a întâmplat. Deci O prim într-un triunghi, într-un trapez de ăsta care diagonale sunt perpendiculare, înălțimea